Bună ziua, dragii mei Scorpion, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Scorpion, dragii mei, în sfârșit ajung și la voi. Știți că îmi sunteți dragi și că am așteptat și eu și pentru mine etalarea aceasta, pentru că și eu primesc mesaje în funcție de ce planete am pe aici, pe acolo. Și, într-un fel sau altul, intru și eu în familia voastră de scorpioni care se vindecă sau care sunteți mai degrabă vindecători. Eventual, ce frumos mesaj. O să mai vedeți. Înainte să încep mesajul special pentru carieră și sănătate, dar nu uitați, cum am mai spus și la alte zodii, s-ar putea să aibă legătură și cu viața personală, și cu familia, și cu relațiile întotdeauna, pentru că toate se leagă. Evident, nu le putem separa, cât am vrea noi sau unii dintre noi. Am pregătit cărțile, da, cu care voi clarifica oracolele și în timp ce le amestecam a apărut, dragii mei, regele de monede, împăratul, pentru unii un semn de pământ, posibil cu planete în, zic planete, nu muse, soare, în taur, pentru alții un semn, cineva cu marcaj pe berbec, balanță sau scorpion. Bine, aici sunteți voi, da, scorpioni, pentru că împăratul poate fi foarte bine un scorpion asumat și ambițios. Ideea este că ori aveți, sau poate aveți de-a face cu două persoane, doi bărbați, unul mai încăpățânat ca celălalt. Însă, se pare că totuși, evident, împăratul e mai încăpățânat decât regele de monede. Deși ar putea să fie aceeași persoană, care ar putea să susțină ceva financiar pe voi, eventual, în cazul în care nu sunteți voi altcineva, dar, într-un fel, ia să-i iau degetul de vrăjitoare, într-un fel sau altul, este persoana foarte încăpățânată. Băi, și când are de face cu scorpionul, vai de el, pentru că și scorpionul, orice ați avea, soare, lună, da? Venus, nodul nord, și scorpionii sau cei cu marcaj pe scorpion și ei sunt foarte încăpățânați. Pentru că vorbim de carieră, posibil unii dintre voi să vă doriți, să vă echilibrați viața, și să deveniți niște oameni de încredere, să vă susțineți familia, să vă... să aveți afacerea voastră super excelent de înfloritoare și se vede că sunteți pe cale, pentru că a apărut și infinită abundance, da? Abundență infinită. Sunteți pe cale, chiar dacă aveți ceva de vindecat. La capătul setului de cărți a apărut valetul de cupe, dorința cuiva de a se împăca sau de a oferi un gest emoțional de împăcare, un nebun și, am zis, semn de foc, 10 de bâte, regina de bâte, iar care vrea să ofere ceva de lungă durată, un cadou practic sau începutul unei colaborări, că vorbim de carieră, dar posibil să fie și relație de relație, pentru că 9 de cupe se simte foarte emoționat, emoționată și vrea să vină, da, către voi, regina de cupe, scorpionii, să zicem, sau cei cu marcaj pe scorpion, da, care străluciți într-un fel sau le luminați viața. Dacă e tot eclipsa de lună, aduce, da, lumină într-un capitol. Așa, și eventual le faceți viața mai fericită acasă, chiar dacă sunteți la distanță, când vorbesc cu ei, cu voi se simt fericiți, îi vindecați într-un fel. Interesant, îi vindecați, îi bucurați, dar cum, n-am zis încă, acum zic, acest personaj, posibil semn de foc, pentru că apare berbec de mai multe ori, da. Berbec apare și la nebun, și la 10 de bâte, și la regina de bâte, și la împărat, da, berbec. Posibil acest personaj își dorește să fie o persoană stabilă care să vă asigure și vouă o stabilitate în relația pe care și-o dorește alături de voi, pentru că se pare că își dorește o relație, da? Ia uite, asul, unde e asul? Unde este? Aici e asul de monede. Dar ca să ajungă acolo, da? Ține foarte mult la voi, ia uite, 4 de... Și își dorește, ține foarte mult să se întâlnească cu voi, dar acum unii dintre voi sunteți în separare. 2 de spade, pentru că au fost niște cuvinte spuse așa, așa și așa, și care au făcut pe cel puțin unul dintre voi să suferiți. În fine, Că o fi în carieră, că o fi la locul de muncă cineva, că tot v-a apărut mesajul la carieră, posibil jobul pe care îl aveți, dacă sunteți vindecători, dragii mei, să aveți pe cineva care s-a comportat așa cum am spus, cum spusei mai devreme, și acum să-și dorească aceasta, să zică, împăcare, sau să vă ofere ceva, să o ia de la zero, să-și riște ambițiile, da? Pentru că persoana asta e extrem de ambițioasă, să risc, da, e un risc, dragii mei, pentru acest personaj să-și arate emoțiile. Dar, puf, lângă un scorpion sau în preajma unui scorpion, orice planetă ați avea, n-ai cum. Adică, domnule, fără emoții, nu poți să ai de-a face cu scorpionii. Nu vă supărați, care ascultați și care cumva vi se pare ciudat să auziți așa ceva. Dar, dragii mei, scorpion, lună, Venus, ce sunteți voi, soare, dați-mi dreptate. Scorpionii n-au nevoie de oameni reci. Ne. Și chiar dacă Taur în casa voastră a relațiilor, aveți nevoie de stabilitate, de senzualitate, dar mai mult, aveți mai mult nevoie de emoții, de chestii intense care se transformă, care, da, relații care vindecă, nu doar stabile, da? Vedem. Asta a fost un scurt mesaj, le pun la loc, vedem cum vor veni. Unde l-am pus pe regele de monede lângă îndrăgostițe, clar că cineva e îndrăgostit, trebuie să aleagă, iar văd blocaje, să-l pune și pe nenea împăratul, pe undeva, și mă amestecăm în alta. Haideți să vedeți cum se leagă, totuși, mesajele, și iar vorbesc mult. V-a apărut vindecătorul, dragii mei, super excelent, pentru că scorpionii vindecă și se vindecă, pentru că este casa 8 a transformării, a morții și reînvierii, că asta înseamnă, uite, s-a oprit la 2 de spade, asta înseamnă scorpionul, vindecare, evident, vindecare și prin sex, și prin echilibrare financiară, că e casa banilor, da? Însă, unii dintre voi sunteți medici sau, evident, că ar trebui să vă vindecați într-o chestiune. O să vedem la clarificări. Ce e foarte extrem de interesant, scumpii mei, dragii mei, iubiții mei, este că din seria chakrelor ați primit excelentul mesaj sau excelenta chakră, a 7-a, Sahasrara. Sahasrara, comunicarea cu divinitatea, ultima chakră, coroana, dragii mei, și lumina. Dacă în alte situații apare curcubeu, asta înseamnă că lumina este analizată, despicată pe fiecare sau împărțită pe fiecare chakră. Deja faptul că a venit lumina ca și carte albă, iar albul confirmă sănătate, albul confirmă nevoia de curățenie, dragii mei, e lună plină și e și eclipsă. Mai ales în noaptea asta faceți-vă ce aveți de făcut. Curățenie în casă și în suflet, și în spirit, și în aură, că tot vorbi acum de curățenie, da? Conectați-vă la divinitate. Eventual, dragi, foarte interesant mesajul. Vorbiți mai puțin și știți că în anumite culturi, și la indieni, și în sufism, poate chiar și creștinii, când intră în biserică și acoperă capul. Pe de-o parte, din așa zisa modestie, dar nu e vorba doar de asta, este un soi de protecție a acestei coroane. Eventual selectați ceea ce primiți prin această coroană și încercați să selectați prin rugăciune, prin ce mai faceți voi, să selectați lumina să vină înspre voi. Eventual s-ar putea unii să primiți mesaje că sunteți o lumină în viața altora, mai ales dacă sunteți vindecători. Light workers, da? Vindecători cu lumină sau prin lumină, da? Unii dintre voi. Hai să zicem și noi, da? Și repet, dacă încă nu sunteți în postura asta, sunteți mai tineri sau n-ați studiat aceste aspecte ale voastre, deși scorpionii într-un fel sau altul ajung la concluzia asta, posibil aveți de-a face cu cineva care vă poate vindeca, sau e treaba voastră, în primul rând, să vă curățați viața, emoțiile, că au și tendința scorpionii să stea în emoții negative, să se otrăvească. Este varianta neprelucrată a scorpionului. Deci e nevoie de o transformare și transformarea asta vine în momentul în care vă conectați la divinitate prin ultima chakră. prin care, într-adevăr, primiți lumină alb, vindecător. Alb s-ar putea să fie pentru unii, da? Să anticipați, pentru că albul la noi este și culoarea căsătoriei, a miresei, să anticipați o posibilă chestiune, colaborare sau relație care vă poate duce către așa ceva, pentru că aveți și abundență infinită. Însă, am zis, în momentul în care vă conectați la, vă deschideți această ceacră și primiți lumina, nu primiți doar lumină spirituală, încep să curgă și binecuvântările. Binecuvântările în plan terestru, în plan 3D, pământean. Pentru că e o poziția Scorpion, Taur. Începeți, dacă vă vindecați de acei oameni care v-au ținut într-o energie negativă, dragii mei, care v-au ținut în frică, pentru că cărțile cu ceacrele s-au oprit la ceacra numărul 1 a fricii, baza, da? Baza. Dacă vă renunțați la frică, Scorpione au multe frici, reușiți, vindecându-vă, să atrageți un spor financiar în viața voastră. Echilibrul ăla pe care l-am văzut la Regele de Monede și Împăratul. Echilibru financiar. Da? Dar trebuie să lăsați în spate pe cei care v-au îmbolnăvit, care v-au atacat aura, dragii mei. Nu uitați că e un artist în voi sau măcar în preajma voastră, poate unii dintre voi, ca și mine, de altfel, faceți artă care vindecă. Eu așa zic și așa sper. Odată sper să împărtășesc. Poate vă vindecați unii dintre voi prin flori, că tot este vară și ar fi frumos, aromoterapie, sau lucrând în grădina voastră, sau pictând, sau eu știu ce, manifestând într-un fel, da? Artistic. Aceste flori, da? Lucrând cu ele vă atrageți abundența. Repet, puteți unii dintre voi să vă și vindecați, aveți plante care vindecă, da? Echinacea, că tot am în grădină echinacea, da? Și frumoasă și este, da? Și plăcută din punct de vedere estetic, dar și cu multe calități. Lucrând cu florile, vă deschideți inima și aduceți binecuvântări, abundență infinită, vouă și altora. Acesta este scopul vostru. Evident, dacă o faceți și într-un mod artistic, și mai și. Aveți susținere. Eventual, poate voi susțineți pe cei mai tineri, copii, poate voi susțineți copiii, că și eu predau copiilor, bănuiesc că unii dintre voi și voi lucrați, poate sunteți medici pediatri, unii dintre voi, sau lucrați cu copii, sunteți artiști care lucrați cu copii, sau pur și simplu aveți ceva în cariera voastră care implică ajutor celor mai tineri. Nu să ai copii mici. Puteți să fiți oameni în vârstă sau maturi care susțineți tinerii în drumul lor în viață, să-și găsească lumina și dragostea, uite, timp de decizie. Să fiți un profesor spiritual pentru cei, ia uite, și creativ și spiritual, ce frumos, pentru cei tineri care încă nu știu ce înseamnă să aleagă între lumea pământeană, lumea terestră, acest secol, acest an, pardon, și acest secol, da, foarte provocator, în care ei trebuie să învețe să aleagă lumină și dragoste. S-ar putea să-i ghidați voi, să-i susțineți. Frumos! Repet, și prin creativitate și prin calitățile voastre speciale. Ei, și chestia asta va atrage abundență. Hai să și clarificăm. Clarificăm vindecătorul. Vindecătorul pentru Scorpion, Soare, Lună. Soare, Lună, Venus, Ascendent. Vai, nu se poate! 10 de monede, abundență infinită, dar clarificăm vindecătorul. Deci dacă intrați pe zona asta, că puteți, Scorpionilor, orice ați fi, și cred că mulți sunteți, nu, fără niciun dubiu, dacă faceți chestia asta, vă atrageți abundență și, evident, și stabilitate. Puneți bazele, dacă e o afacere, sună ciudat afacere în domeniul spiritual sau al vindecării. Sună foarte ciudat și nu ca genul aceea de doctori care dau la facultate de medicină doar ca să facă bani. Nu, voi vreți altfel, voi vreți să vindecați prin lumină, am spus, prin creativitate și asta, într-un fel sau altul, este binecuvântarea. Deci binecuvântarea voastră, faptul că v-ați implicat energetic, sufletește, artistic, cum mai puteți voi, emoțional, vă atrage, vă echilibrează evident, vă atrage și beneficii financiare. Și am zis, dacă nu e vorba musai de afacere, în sensul acela negativ al cuvântului. Reușiți să faceți pe termen lung, să vă creați un nume, un apreciere din partea oamenilor și eventual să schimbați ceva în arborele vostru genealogic. Dacă cei din trecutul vostru nu s-au implicat în zona asta, voi făcând acest lucru, schimbați ceva în ADN-ul vostru și transmiteți copiilor sau urmașilor voștri sau ceilor cu care colaborați ceva din aceste capacități pe care le aveți. Trebuie să vă echilibrați, unii dintre voi, clar că trebuie să vă echilibrați, posibil într-o căsătorie să vă vindecați, posibil într-un contract, că vorbim de carieră, într-un contract să vă vindecați, eventual să alegeți să deveniți voi vindecători. 2 de monede, un soi de dezechilibru financiar, dar care se va rezolva după niște decepții, după niște minciuni, după o perioadă de mari provocări, de întuneric, eremitul. Da? Aveți semn de aer, semn de pământ, semn fecioară apare. Însă iar apare asul de cupe, care pentru mine înseamnă și vindecare, dragoste de sine. Într-o colaborare la locul de muncă. Posibil cu o colaborare reușiți să vă vindecați toate aceste decepții, minciuni, da? Cineva încerca să vă țină întuneric, să vă rănească inima, poate v-au spus cuvinte care v-au rănit, care v-au demoralizat, da? Și totuși vine acest as de cupe. Poate acei împărați, acel rege de monede, pentru unii să vină să vă facă o ofertă, da? Și oferta asta, chiar dacă pare destul de provocatoare, că e 5 de bâte, vă pune într-o postură în care trebuie să luptați cu concurența, veți lupta, că sunteți scorpion 8, iar e casa scorpionului, veți lupta, veți munci și iar, ce frumos, veți aduce vindecare, în primul rând, în viața voastră, prin această implicare totală și veți crea, într-adevăr, veți crea o abundență pe care nici voi nu puteți anticipa. Vă zic eu, dar vom trăi și vom vedea. Ia uite, Marea Preoteasă, Steaua, Turnul, într-un mod neașteptat apare această ofertă. Și vă echilibrați viața, 6 de bâte și 6 de monede, vă echilibrați financiar și aveți victorie. Marea Preoteasă, am spus că ține și de spiritualitate. Aveți o trezire spirituală, ia uite, Turnul, Steaua și Marea Preoteasă, ce super, ce super. O idee care, dacă o puneți în practică, dacă o materializați, vă ajută repede și să vă vindecați și să-i vindecați pe alții. Ce super! Că de fapt așa face, știți că e acel Chiron în astrologie, vindecătorul, dar ar trebui să vedeți pe unde aveți Chiron, vindecătorul care îi vindecă pe ceilalți. Ia uite ce frumos, abundența infinită într-un mod, să zic, misterios, secret, sau în momentul în care abordați această vindecare și a voastră și a celorlalți, pe plan spiritual, da? Prin lumină, deschizându-vă coroana. Și aveți, într-adevăr, cineva vă oferă, poate să fie o ofertă și secretă. Acest valet de monede vă oferă vindecare, vă oferă ceva care vă aduce vindecare, vă echilibrează viața în primul rând, și iar echilibru vorbește de sănătate, da, de curățenie emoțională, de echilibrare emoțională, de lucru cu lumina, cu îngerii, unii dintre voi. Și începe să fiți un pic mai... Da, vă protejați această vindecare, acest echilibru la care lucrați unii dintre voi, regele de cupe, aici sunteți voi. Și vă faceți planuri, oho, ce frumos, vă faceți planuri, să vă echilibrați și practic și financiar, nu doar emoțional, dar amândouă vin mână în mână. Aveți o ofertă. Ia stați un pic. Fiți atenți la un rege de monede care ar putea să vă facă o ofertă. Regele de monede, dacă e la locul de muncă un șef sau o persoană care este fain, este destul de bine financiar, are o mare pasiune pentru voi. Da, se fac pasiuni de-astea sexuale și la locul de muncă, asta e. Asul de bute și diavolul. Și voi trebuie să vă vindecați, să vă eliberați, cavalerul de cupe, să puneți la capăt acestei pasiuni care, ia uite, magicianul și care v-a influențat într-un fel, magicianul și ce era? 5 de spade. V-a influențat. Această abundență, această fericire. Mare grijă cine mai vine cu oferte în preajma voastră. Haideți să mai clarificăm, Marea Preoteasă. E totuși o chestie secretă. Dar, Marea Preoteasă, puteți fi voi semn de apă. Oho! Da? 6 de monede invers. Eventual, dacă n-ați primit bani de unde credeați, dacă cineva v-a dezechilibrat, eventual semn de pământ sau balanță pentru unii, nu e obligatoriu, cineva v-a dezechilibrat la locul de muncă. V-a dat și finanțele, v-ați implicat emoțional, v-ați consumat energetic și eventual nu v-ați mai pus toată energia pe echilibrul vostru financiar. Începe să se facă lumină într-o situație. Da? V-a ținut pe loc. Și totuși, repet, cineva vrea să vină să facă o ofertă pentru că o să vedem, o să trăim și o să vedem. O ofertă practică și emoțională și sensibilă. Pentru că până acum a fost pasiune care v-a deturnat. Sunteți unii dintre voi într-o separare. Ori vă transformați viața în carieră, da? O situație vine într-un mod neașteptat și vă transformă în viață. Haideți să vedem, din punct de vedere al sănătății, că văd că are legătura. Sănătate, Scorpion. Sănătate, Scorpion. Ho, ho, ia ce frumos! Echilibru, temperanța, vindecătorul. Ce frumos! Vă echilibrați, a mai venit, ia uite, prin muncă, da? Munciți, eventual, să ieșiți dintr-o depresie, din niște răni, posibil, dragii mei, poate și niște minciuni acasă, 10 de monede, sau... Acasă, a stat într-o singurătate. Acasă, 4 de... Ia uite, 4 de bute, 4 de monede. Acasă. Unii dintre voi, poate cu o balanță, sau vreți justiție divină într-o situație acasă care v-a rănit profund. Profund. Cineva acasă v-a spus cuvinte grele. V-a ținut așa legați. Și voi vreți să munciți. Să munciți pentru vindecarea voastră. Munciți cu fiecare chakra, ca să ajungeți acolo, la a 7-a, la lumină. Interesant. Da, 7 chakre și a 8-a, al 8-lea pas ar fi integrarea tuturor în conceptul de lumină, de alb, de vindecare. Interesant. Încă o carte pentru Scorpion, sănătate. Scorpion, sănătate. Oho, ce frumos! Interesant că la balanțe, cei care aveți de-a face cu balanțe sau aveți planete sau aspecte în balanță, a venit moartea și reînvierea. Dacă aveți acolo ceva, poziții. Ia uite, cavalerul de spade, comunicare. Wow! Băi, nu se poate. La distanță, o relație la distanță, posibil cu un semn de pământ, unii dintre voi, care încearcă să vă ofere o colaborare care vă vindecă. În fine, dar deocamdată la distanță încercați să puneți punctul unor relații la distanță pentru că vă consumați energetic, eu așa zic. Încă o carte. Nu au venit mai multe. Iar. Au venit mai multe. Un semn de pământ pentru unii dintre voi face planuri cum să vină să vă ofere acest nou proiect. Posibil să fie și un proiect, da? Și face planuri de viitor, eventual, un nou proiect și vrea să comunice. Un proiect care vă echilibrează, să zic, și viața, și emoțiile, și sănătatea. Și am venit 3. Oho! Este obsedantă situația asta. Trebuie vindecată. Trebuie vindecată o adicție. O adicție a cuiva. Posibil că voi aveți capacitatea să vindecați aceste adicții într-un fel sau altul. Că vorbim de sănătate. Dar hai să vorbim de sănătatea voastră. Asul de bâte, după cum știți, este simbol falic. Văd adicții pentru unii. Ori ale lor, ori ale voastre, că asta e. Unii scorpioni au această adicție pentru sex, că e casa sexului, a banilor, da, a transformării. Unii. Posibil ați avut o adicție, să zic, de genul ăsta, pentru un semn de pământ, pentru șeful vostru, pentru cineva cu o poziție financiară, socială foarte bună. Și ați fost între două situații, da? Ați fost în poziția în care ar fi trebuit să alegeți între job și această ofertă care a apărut. Se mai întâmplă, să zicem, la locul de muncă, repede să se întâmple o chestie de genul ăsta. Și cavalerul de spade comunică despre acest lucru, dar în acest context este chemat să se tempereze în felul în care comunică și eventual să... Dacă persoana respectivă va afecta sănătatea prin felul în care comunica, prin energia aceasta, vibrația aceasta sexuală, că este adevărul, și nu doar sexuală, au și o energie, o vibrație foarte intensă. Încercați să vă temperați, să fiți mai reci. Nu gen regele de spade, să fiți temperați, să vă echilibrați. Hai să mai vedem totuși, că au venit trei, vreau totuși o carte. Încă o carte pentru scorpioni. Vreți eventual să călătoriți, să comunicați cu un vindecător, că tot apare vindecătorul și apare și la sănătate și la carieră. Și vindecându-vă, să deveniți și voi, într-un fel sau altul. Oh, ce frumos, asul de cupe. Iar vindecare, asul de cupe. Dacă vine cineva să-și ceară scuze, deocamdată s-ar putea să nu-i primiți, să vă concentrați pe vindecarea voastră, asul de cupe și echilibru, pe sănătatea voastră. Nu mai aveți nevoie de nicio discuție, nu aveți nevoie de nicio provocare mentală, nu, trebuie să stați calmi, da? Și să vă concentrați pe dragostea față de voi, pe emoțiile voastre, nu mai vreți să dați emoțiile pe din afară, vreți să fiți în echilibru, da? Că aici cupa dă pe deasupra. Nu mai vreți, v-am zis, nu mai vreți să vă grăbiți. Vă dați seama că pentru echilibru și pentru sănătate trebuie să vă dați timp. Posibil pentru cineva, unii dintre voi, să primiți totuși, să aveți pe cineva în viață care vine cu această cupă, care ar putea să vă echilibreze. Dacă cumva cupa voastră e goală, da? Pentru că ați fost supărați, să vină cineva cu a doua cupă și să vă ajute să vă echilibrați. Posibil și așa ceva. Emoțional. Văd cărți foarte emoționale la sănătate. Chestiuni care țin de comunicare. Iar, repet, s-ar putea să nu comunicați sau nu ați comunicat cu cineva și în momentul în care începe să comunicați, am înțeles, în momentul în care începe să comunicați, se echilibrează. Apare acea justiție divină pe care am văzut-o și aduce echilibru în sănătate. Va afecta, eventual, lipsa de comunicare a cuiva, va afecta sănătatea. Pentru că nu și-a arătat emoțiile, am spus mai devreme împăratul, și nu contează ce... Da, lipsă de comunicare a cuiva. Și totuși vrea să vină. Și totuși vrea să vină. Dar știți voi cum e de la dorit până la acționat, e cale lungă, mai ales dacă sunt persoane care nu, în general, nu-și coordonează acțiunile cu gândurile. Și sunt foarte mulți care fac acest lucru. Aveți nevoie de lichide, da, pentru a vă menține echilibru, pentru că vă deshidratați și aveți nevoie de lichide, unii dintre voi. Mai ales dacă trebuie să călătoriți prin căldură, e clar că trebuie băi, aveți nevoie, de băi cu plante. Ce mai aveți nevoie? Poate să învățați, unii dintre voi, să vă faceți niște Ceaiuri care să vă vindece. Echilibru înseamnă și sănătate, prin eventual prin natură. Prin plante. Aha, ceaiuri, da, cu plante. Interesant. Sau să vă faceți, știți voi, tincturi, chestii de genul ăsta. Unii dintre voi, că vorbim totuși de sănătate. Sau, repet, să luați, să vă însănătoșiți și pe cale naturală, prin lichide, prin ceaiuri. Cupă. Pentru doamne, poate trebuie să faceți niște tratamente pentru întărirea uterului, da? Unele doamne și chakra întâi, aha. Ce ar mai fi cavalerul de spade? Poate unii dintre voi aveți probleme cu brațul, cu mâna. Dar, repede, dacă vine cineva cu o soluție, să zic, mai dură la problemele de sănătate pe care le aveți, calmați-vă, luați-vă timp și tratați problema, zic, pe cale emoțională, spirituală, naturistă, nu prin cuțit. Nu prin cuțit. Da. Cam așa simt. Urmează următoarea etalare. Vă pup, pa!